Restricțiile pe piața muncii impuse cetățenilor români vor fi eliminate de la 1 iunie. Guvernul Elveției a adoptat o ordonanță care prevede accesul pe piața muncii pentru cetățenii români, dar și bulgari, începând cu data de 1 iunie 2016. Măsurile restrictive au fost prelungite de Elveția în anii 2009 și 2014 pentru români și bulgari, dar perioada tranzitorie de menținere a restricțiilor pe piața muncii expiră la 31 mai 2016 și nu va mai fi prelungită. Conform guvernului elvețian, în cazul în care imigrația din cele două țări, România și Bulgaria, va depăși cu 10% media ultimilor 3 ani până la 1 iunie 2017 sau cel mult 1 iunie 2018, Consiliul Federal are dreptul de a introduce noi restricții pe piața internă, care vor fi valabile până la 31 mai 2019. Până în acest moment, numărul de imigranți români și bulgari în Elveția este scăzut.